Ce fațete și nu coroane? Primesc foarte des întrebarea, nu sunt mai bune coroanele decât fațetele pentru că îmbraci tot dintele? Nu, de fapt nu sunt, pentru că asta înseamnă să sacrifici mai mult din țesutul tău sănătos, dentar. Și dacă facem un calcul simplu, să zicem că îți pui fațete la, nu știu, 27-28 de ani, da? Dacă le-ai schimba la 7 ani, ar înseamnă 28, 35, 42, după aceea ce faci? Că de fiecare dată când le schimbi trebuie să mai finisezi puțin preparația pe care ai avut-o înainte. Și finisezi o dată la 7 ani, după aia încă o dată și după aceea într-un final o să faci coroanele. Așa, dacă faci coroanele din prima, practic o să la 40 de ani o să rămâi cu niște dinți care vor fi devitalizați și apoi își vor pierde foarte mult din durata lor pe arcadă. Follow pentru mai multe informații și dacă vrei să vii la un consult, poți să-mi scrii în privat.